Din cauza contextului epidemiologic actual, dar și a restricțiilor încă în vigoare, programul evenimentului va avea un format foarte restrâns. Zilele municipiului Fălticeni includ doar 5 momente în calendarul manifestărilor. Vor fi premiați elevii cu rezultate deosebite la evaluarea națională și la bacalaureat și cuplurile de aur, familiile care împlinesc 50 de ani de căsnicie. Din programul evenimentului nu va lipsi procesiunea religioasă de Sfântul Ilie, ce va traversa orașul prin zona centrală. Preoți cu icoane vor însoți racla cu Sfintele Moaște, care va fi așezată pe platforma unei mașini. Din păcate, după aproape 200 de ani de tradiție cu bălci la Fălticeni, anul acesta nu avem voie să facem bălci la Fălticeni. Am luat legătura cu toate instituțiile statului, cărora le-am cerut precizări și lămuriri. Răspunsul a fost unanim: nu se poate desfășura bălci. Și din păcate, după o tradiție poate de mai mult de 200 de ani, în 2020 nu vom avea iar maroc sau bălci la Fălticeni. Asta este situația, e pandemie, e corona, e ce e. Nu vreau să mai intru în amănunte, pentru mine nu e un sentiment de, cum să vă spun, confortabil așa. Totuși o tradiție de 200 de ani, care într-un an nu se poate îndeplini. Asta este, mergem înainte, viața merge înainte, mi-aș fi dorit cu totul și cu totul altfel, dar... Într-un fel, din primul mandat l-ați reinventat chiar, da? L-ați readus, l-ați mai animat, într-adevăr, l-ați completat. Am încercat să fie la mult mai atractiv. Eu sărbătoare, sunt tot felul de persoane, domnule, că nu trebuie așa. E foarte mult de muncă și la un eveniment de genul ăsta și să știți că toate țările normale și civilizate au zile și momente de bucurie peste tot. Asta am încercat să facem și la Fălticeni. Din păcate, în acest an activitățile vor fi mult, mult diminuate și reduse. Nu avem voie bălci sau iar maroc, nu avem voie niciun fel de concert, nici în spații închise, nici în aer liber, pentru că situația terenului nu ne permite acest lucru. Care vor fi principalele repere? Vom face o premiere a copiilor care au obținut rezultate deosebite la concursurile școlare, vorbesc de concursul de evaluare și de bacalaureat. Să premiem toți copiii care au luat peste 9,50 atât la evaluare cât și la bacalaureat. Sunt 86 de copii pe care îi premiem în aer liber, cu mască, cu mănuși, cu dezinfectant, cu respectarea distanței sociale, cu scaunele, cu distanța corespunzătoare între ele. Un eveniment pe care trebuie să-l sărbătorim. Sunt copiii noștri, sunt copii buni, copii valoroși. Eu din 2012 am făcut în fiecare an premierea. E un obicei, ca să spun așa, pe care eu l-am adus în primărie când am venit în 2012, pentru că am considerat absolut necesar să ne premiem elitele. Anul ăsta nu s-au desfășurat olimpiade școlare, decât la nivel de, nu știu, școală, municipiu, zonă și așa mai departe. Nu s-au desfășurat concursuri școlare, concursuri sportive, artistice. Asta a fost perioada complicată, dar am găsit soluția să premiem și acești copii. Am mai văzut tot felul de cetățeni, tot cârcotași ăștia, că eu așa le spun, că de ce dăm bani la Ziua Orașului? Oameni buni, cea mai mare parte din bani se ducă pentru premierea copiilor noștri. Da? Asta e o realitate. Iar o altă tranșă de bani consistentă se duce pentru premierea cuplurilor de aur. Nu dăm bani pe spectacole, nu dăm bani pe alte chestiuni de genul ăsta, dăm bani pe, cum să vă spun, pe ceea ce avem mai bun și mai frumos. Premiem copiii cu rezultate bune și premiem vârstnicii care împlinesc 50 de ani la căsătorie. Zilele municipiului Fălticeni vor debuta pe 18 iulie și se vor încheia pe 25 iulie.